Asociația Studenților Creștini Ortodoxi organizează de peste trei decenii, în perioada postului mare, conferințe cu teme duhovnicești. În sala de festivități a protopopiatului Sector 3 Capitală a avut loc în această seară prima conferință duhovnicească din acest post. Părintele conferențiar Gheorghe Holbea de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București a vorbit cu acest prilej despre imnurile Sfântului Simeon, noul teolog, ca icoane ale rugăciunii. Sfântul Simeon, noul teolog, este unanim considerat drept teologul mistic prin excelența al bisericii. Editate, traduse și studiate, scrierile sale se bucură în ultimele decenii de un interes crescând din partea a numeroși creștini. Chiar dacă ele se înscriu mai ales în lectura monahilor, Scrierile Sfântului sunt abordate de orice credincios doritor de desăvârșire duhovnicească, mai ales în perioada Sfântului și Marelui Post. Alegerea temei legate de imnurile Sfântului Simeone, noul teolog, se datorează și faptului că pomenirea cuviosului s-a făcut recent, în data de 12 martie. Sfântul Simeon, noul teolog, în continuitate cu ceilalți la Sfinți Părinți ai Bisericii și prin excelență părinții mistici, este cel care ne atrage atenția că noi trebuie să ne așezăm într-un dialog real cu Dumnezeu și că rugăciunea noastră nu este doar o rugăciune pe care o spunem prin cuvinte, ci este de fapt o așezare a noastră în fața lui Dumnezeu și în același timp ne arată că rugăciunea însă și este o sărășluire a Duhului Sfânt în noi, într-un noi. Și atunci când ne citim Sfânta Scriptură, nu trebuie să citim Sfânta Scriptură doar la nivelul acesta intelectual al informației, ci pur și simplu să ne așezăm în Sfânta Scriptură ca o revelație a proprii trăiri, trăirea lăuntrică. Și de fiecare dată El ne învață să ne raportăm și la scrierile Sfintei Scripturi, dar și la învățăturile și scrierile Sfinților Părinți, ca niște învățători care reprezintă și realitatea noastră care reprezintă experiența noastră. Așezarea în această experiență, fără îndoială, presupune mai întâi o nevoință ascetică, o nevoință ascetică, dar pe care nu o facem singuri, deci nu este vorba aici despre un efort doar autonom al omului, ci este vorba de însoțirea permanentă și conștientizarea permanentă cu Mântuitorul Iisus Hristos prin puterea Duhului Sfânt. În același timp, Sfântul Simeon, noul teolog, este cel care împlinește ceea ce spune Sfântul Apostol Pavel, adică simțirea pe care fiecare creștin trebuie să o aibă atunci când se roagă și anume simțământul acesta profund de filiație. Așa cum spune Sfântul Apostol Pavel și în Epistola către Romani, Duhul se roagă în noi cu suspine negrăite. Deci la un moment dat și Sfântul Simeon Noul Teolog, mai ales și nu numai în im imnele sale, dar și în celelalte în și în învățătorile sale morale, accentuează acest lucru și anume faptul că Duhul este cel care se roagă într-un noi, iar noi trebuie să avem această trezvie permanentă, acest nepsis, care înseamnă o conștiință continuă a prezenței și a lucrării Dumnezeu în viața noastră. Cea de-a doua conferință a SCOR va avea loc joia aceasta în amfiteatrul IG Coman al Facultății de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Părintele Nicolae Tănase de la Valea Plopului va vorbi despre căsătorie, iar conferința va fi transmisă și live pe paginile de Facebook și YouTube ale Asociației Bucureștene.